Semyonovich. Big. Bestinya, 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 best, 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 best. Mama mea era țigancă, corpul ei la mintele de la 15 ani, se măleit cu mama. Propune ceva vesel. Propun ca aceea cu noapța ei să strige ura. Cu toții! Ura! 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 În ce hal m-ați înduioșat, dragii mei? Sunt bolnav de patrie. Ore Leonidovici mi-a spus-o în față mie, Raița, nu-mi iese din cap grijă cu moarte. Eu n-am plâns, nici când am murit mama. Sărmana mea plăcută. Dar acum, tovară, eu nu mă concep pe Republica Sovietică. Sunt aproape de acord cu tot ce se petrece în ea. Nu vreau decât un mic supliment. Vreau ca în șubă, în stepă, în sanie, în dancă sub clopotelor de la Sfânta Ucrenie, cu cușma de castoră, împinsă pe crește, înconjurat de țigani, cu brațul de după gâtul cățelei mele preferate, să străbat vestele sărmanei mele patrii. Vreau să plesnească strulele citatelor, vizitiul să plângă pe înfundate mărușate să-n casă, să-mi smulg căciula, să mă prăbușesc într-o ne, să înjur și să plâng, să plesnesc și să și apoi să dau pe gât cu el într-un păhărel rece și să trag un suflet, să mă audă întreg el și să zbor, uite așa. Ca la noi, la ruși, în așa fel încât tu pe rezultă dragul din materia asta. Pământul să te învârtă ca un tigrez, să vine la ei, iar caii să se apânte ca păsările deasupra câmpiei. Iată că între Ticutroica, Rusia însă-și dorește inspirată de Dumnezeu! Viața de dincolo de mormânt, între
mai sunteți? Oricum, o să aflați singur peste vreo 30 de minute. Peste 30? Păi cum, acum este deja 11 și jumătate? E într-adevăr deja 11 și jumătate. Nu vă mai gândiți. Veți, Semion Semionovici. Camino!
Thank you.
vorbește de lor, după istorie. Ar trebui să uitați mai atât la cadavrul putecalnică! Maria, care e? Și-a născut
Haide, vreți să-l
Thank you.